Cam câți bolnavi sunt la momentul de față în secție? 45 de bolnavi, avem 45 de paturi, de fapt, sunt ocupate toate. Secția funcționează la capacitatea de 45 de paturi de 5 ani, practic în toamnă avem 5 ani de la deschidere. Și cam din ce zone provin bolnavii? Din zone arondate municipiului Turda. Asta însemnând și Câmpia Turzii, pentru că în Câmpia Turzii nu este așezământ acest tip. Este și Câmpia Turzii, Turda și zonele limitrofe. Am înțeles. A crescut numărul bolnavilor într-o anumită perioadă sau mergeți tot pe 45 de mai mult timp? Am mers numai pe 45. În plus, ne avem o problemă, am vrut să mărim secția de principiu, dar în momentul de față suntem într-un proiect de reconfigurare a secției pentru a asigura normativele de spațiu. Asta înseamnă că vom mansarda, începem anul ăsta mansardare. În momentul în care terminăm mansardarea clădirii, atunci vedem ce spații ne rămân efective pentru saloane. Considerați că, știu eu, numărul de bolnavi ar fi mult mai mare decât capacitatea de care dispuneți la momentul de față? Dacă ar fi strict Turda, nu. Dacă ar fi strict Turda. Pentru Turda și Câmpia Turzii, noi am făcut așa o evaluare, undeva la 60 de paturi ar fi suficient. Deci ar mai fi nevoie de 15 paturi, dacă ar fi să fim așa foarte... Nu înțeles. M-ar interesa de asemenea, având în vedere că totuși situația bolnavilor psihici pentru o comunitate reprezintă cât de cât un subiect delicat. Se poate vorbi din, știu eu, din istoricul acestui aspect, dacă există un anumit număr sau procent de bolnavi psihici pe comunitate? Da, e un număr constant chiar la nivel mondial. Practic în toate comunitățile nu sunt diferențe mari procentului. Este un procent undeva 1% din populație care... Deci cam 1%. Da. Și se poate vorbi de o preponderență a unui anumit tip de afecțiuni? Nu, eu vorbesc acum de psihoze, pentru că noi suntem specializați, să spunem așa, suntem dedicați la secție pe schizofrenie. Aha. Și atunci eu vorbesc despre psihoze de tipul schizofrenie sau din seria ei. M-ar fi interesat și la nivelul secției de la Turda, cam care e pe situația acuți, din punctul ăsta de pe vedere. Acuți. Da. Pe acuți s-a schimbat structura mult. Eu am venit în 94 în spitalul din Turda. În 94 încă profilul era pe alcoolism. Secția de psihiatrie în Turda s-a deschis ca nevoie a cazuisticii pe alcoolism. S-a modificat foarte mult structura cazuistică a spitalului. În momentul de față avem mult mai multe depresii, avem oameni cu probleme, inclusiv familiale, profesionale, care au ca și răspuns patologia psihiatrică. În mod evident s-a modificat structura. Se poate vorbi de o, știu eu, vorbeați de depresii, se poate vorbi de apariția astfel de depresii bazate și pe, știu eu, o situație dată la momentul ăsta la nivel social, economic? Da. Eu aș corelau și cu criza socială. Este și o criză socială. Este foarte vizibil în momentul de față. Familia este vulnerabilă. Suntem într-o perioadă în care familia este foarte vulnerabilă. Motivele economice, sigur, contribuie. Mișcarea demografică. Practic, plătim o parte din prețul unor schimbări socioeconomice. Din punctul ăsta de vedere, strict neoficial, s-ar putea vorbi de o prognoză pe viitor? Nu. Nu. Din păcate spun lucrul ăsta, fiind noi suntem clinicieni. Nu facem statistici, dar spun din păcate, pentru că poate ar fi bune statisticile. Lucrăm foarte țintit pe cază, pe fiecare persoană, pe problemele fiecarei persoane. Și atunci avem o imagine mult mai puțin pusă la punct tehnic, de ansamblu. Dar nu e o imagine sociologică, de exemplu.